CSMR Reșița a cedat la limită scor 0-1 în meciul contra celor de la FC Argeș, jucat la Mioveni. Singurul gol al partidei a fost marcat de Dulce în minutul 27. Cărășenii nu au mai pierdut un meci oficial din 28 octombrie 2023, 1-4 la Târgoviște. La final, principalul bănățenilor, Flaviu Stoican, a menționat că posesia echipei sale nu a folosit la nimic, în vreme ce gazdele au jucat mai prudent și au speculat uriașa eroare defensivă de la gol. Am controlat jocul, într-adevăr, am avut o posesie cu progresie, doar că în ultimii metri n-am fost lucizi, ori la ultima pasă, ori la finalizare. Una peste alta, felicit gazdele, iar noi trebuie să ne refacem, pentru că începe un play-out în care vreau să fim exact așa cum îmi doresc eu. Reșița a încheiat pe locul 10 cu 27 de puncte și va juca în play-out.